Cred că este cam prima discuție dintre Cristian și Laura mai serioasă, gândindu-se la ce vor face după ce vor pleca de acolo din competiție, cu toate că fiecare părea cumva că e pe părticica lui. A întrebat doamna Gabriela în live dacă cei doi sunt într-o relație, pentru că din acel material nu prea reieșea asta. El, Cristian, spunea că o să se focuseze în continuare pe cariera lui, pe MMA, luptă în cușcă și uh, pe sport, în general, pentru că asta face de când se știe. Și îl interesa dacă și Laura are uh, de gând să se dezvolte în ceea ce privește cariera și ce are de gând să facă. Când a fost vorba despre lucruri comune, spunea, de exemplu, Cristian că el nu se vede plecând toată ziua prin vacanțe. Laura i-a explicat că nu câte două săptămâni, așa câteva zile și el a spus atunci că da, dar în principal vrea să se autodepășească, să fie bun în carieră, să nu se mulțumească cu puțin.